Să ucizi e ușor. De Robert Lopresti. Traducerea Ligia Ivan. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Vă rog, vă rog, luați loc, domnule Pentru. Mulțumesc. Vă ascult. Am venit la dumneavoastră să mă ajutați, domnule Aachen. Da. Am nevoie de protecție. Da, vreau să vă întreb, în primul rând, cine v-a trimis la mine, domnule Penfield? Nimeni. Cum așa? De unde ați știut de existența mea? Aha, simplu, cartea de telefon. Aha, da. Max Aachen este primul nume de pe lista detectivilor particulari. Da, înțeleg. Asta mă face să constat că nu e rău câteodată să te naști într-o familie cu un nume la începutul alfabetului. Interesantă remarca dumneavoastră. Da. Poate că această alegere întâmplătoare să fie spre norocul meu. Da, poate. Să văd în ce problemă aveți nevoie de ajutorul meu. Cineva încearcă să mă ucidă, domnule Aachen. Există vreun motiv special din partea cuiva pentru a vă ucide? Sunt contabil la firma Fairday Industries. Păi cine vrea să numere bani o viață întreagă, trebuie să-și caute un loc de muncă unde să existe bani mulți, nu-i așa? Firma încasează milioane de dolari anual, domnule Aachen. În mod normal, orice contabil nu are acces decât la documentațiile privind divizia unde lucrează. Fiecare șorice cu gaura lui. Iertați modesta mea glumă. Da. Continuați, domnule Pentil. Da, doriți cumva o țigară? Nu, nu, mulțumesc. Eu, cu permisiunea dumneavoastră, am să fumez. Vă ascult, spuneți-mi. Luna trecută, domnul Fairday, președintele firmei, mi-a dat dispoziții să fac bilanțul general al firmei pentru raportul anual. Da. Și de ce v-a încredințat această misiune dumneavoastră și nu, să zicem, contabilului șef? Aveți dreptate. Normal, așa ar fi trebuit să se întâmple. Acest bilanț să fie făcut de contabilul șef, numai că el era bolnav în perioada respectivă. Na. Deci dumneavoastră ați dobândit o imagine globală asupra afacerilor firmei. Permiteți-mi o scrumire. Poftim. Da, întocmai. Da. Și spuneți-mi mai departe. Ce s-a întâmplat, domnule Pentfield? Am descoperit inadvertențe foarte mari. Da? Ce fel de inadvertențe? Transferul de fonduri între diviziile firmei, fonduri care n-au ajuns niciodată la destinație. Nu mai vorbesc de împrumuturi neînregistrate. Deci, presupunerea dumneavoastră este că o persoană anume, sau mă rog, mai multe, am înscris în registre cifre fictive, domnule? Nu e numai o presupunere, domnule Aachen. Sunt sigur că așa s-a întâmplat. Nu. Ați informat pe președinte despre această situație? Domnul Fairday este în concediu. Da. Și cred că nu pot informa pe altcineva despre această situație, ci numai pe dânsul personal. Da. Nu înțeleg de ce nu îl informați, în cazul acesta, pe contabilul șef. Sau el mai este încă acasă bolnav? Nu, a revenit la serviciu. Aha, păi atunci nu văd ce anume vă împiedică. Ceva foarte simplu și foarte grav. El este vinovatul principal pentru inadvertențele înregistrate. Nu se poate. Iertați-mă, sunteți siguri? Suficient de sigur pentru a depune mărturie sub jurământ în fața unui tribunal. Și i-ați spus despre toate astea contabilului șef? Nu direct. Dar el și-a dat totuși seama că știu. Da. Domnule Aachen, da, vă rog. Nu vă supărați. Ușa aceea duce în camera de baie? Da, știți, toaleta e defectă. În cazul acesta? Da, îmi cer scuze, dar știți dumneavoastră cum e. Rămâi restanțier la plata chirii și proprietarul refuză pur și simplu să-ți mai trimită un instalator. Vă rog să-mi spuneți numele contabilului șef. Fred Larrabee. Când ne-am abătut de la subiectul vizitei dumneavoastră, tocmai erați pe cale să mă relatați cum și-a dat seama el despre descoperirea neregulilor săvârșite. Da, se pare că a găsit notițele mele. Da, nu-i posibil. Și ce a urmat? În ziua următoare m-a invitat în biroul său la o discuție. Despre ce anume? Ca să-mi explice că a avut probleme la jocurile de noroc. Da.
Asta l-a adus în situația de a fi debitor unor persoane pe care el le-a numit tip din lumea interlopă. Da, termenul mi este familiar. Și astfel a început să împrumute, da, ca să mă exprim decent, de la Fairday Industries pentru a-și plăti datoriile. Și atunci tipii ăia din lumea interlopă au început să-l șantajeze, nu-i așa? Întocmai, domnule Iacăn, întocmai. Da, da, și el s-a văzut nevoit să împrumute, da, cum vă exprimați dumneavoastră, în modul cel mai decent cu putință, din, da, ce în ce mai mult, pentru a nu fi demascat, nu? Exact așa, exact, absolut așa, exact. Da, da, da. Se pare că acesta e un procedeu consacrat. Da, categoric, categoric. Și, iertați-vă că vă întreb, dumneavoastră îl credeți? Trebuie să recunosc că da. Păi, din ce motiv? Modul de realizare a falsurilor indică plata către un terț. Dar de ce oare trebuie să vă spună el toate astea? Păi, mie mi-a pare foarte clar. Pentru a mă înfricoșa. M-a avertizat că asociații săi... Nu mă clipă, nu mă clipă. Insist, totuși, nu vreți o țigară? Nu, 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 vă mulțumesc. Nu face nimic, nu face nimic. Iertați-mă că v-am întrerupt. Asociația, ați spus? Da, mă, ei, să le spunem așa. Așa, 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 da, sigur, înțeleg, înțeleg. Admir extraordinară dumneavoastră decență. Păi, continuați. Așadar, m-a avertizat că asociații săi nu vor cu niciun chip ca operațiunea lor să fie perturbată. Asociații, da. Vreau să spun că doar atâta v-a spus? Nu. Nu. A adăugat că dacă vor ajunge la concluzia că eu voi vorbi, da, vor angaja un ucigaș de meserie pentru a mă înlătura. Oh, într-adevăr, pentru prietenii domnului Larrabee, angajarea unui ucigaș ar fi o chestiune de rutină. Așa gândesc și eu. Dar, după cum vă spuneam, eu l-am crezut. Și atunci? În schimb, el nu m-a crezut pe mine când i-am spus că voi uita întreaga afacere. Și care e situația? Păi, care să fie? Înainte de a pleca de acasă, am făcut copii de pe toate dovezile fraudei. Perfect. Și mai departe? Ieri am telefonat la slujbă că sunt bolnav. Da. Ați procedat cum nu se poate mai bine. Da, dar vedeți, astăzi când am plecat de acasă, cineva m-a urmărit. L-ați văzut pe tipul care v-a urmărit? Din păcate, nu. L-am simțit numai că este pe urmele mele. N-ați făcut nimic ca să scăpați de el? Am luat metroul până în centru și v-am sunat din stație. Cred că acolo urmăritorul mi-a pierdut urma. Eu v-aș ruga să-mi spuneți exact, domnule Penfield, ce anume doriți de la mine. Să-mi apărați viața. Vedeți, să ucizi e ușor. Așa este, domnule Acă. Dar să previi uciderea s-ar putea să fie mult mai dificil. Credeți? Și dacă ucigașul a fost deja plătit pentru a vă lichida, atunci totul nu mai e decât o chestiune de timp, domnule. Dar timpul este de partea mea. Sunteți sigur? Domnul Fairday se va întoarce din concediu în 48 de ore. Da. De îndată ce îi voi spune ce s-a întâmplat, da, cei din lumea interlopă nu vor mai avea niciun câștig de pe urma suprimării mele. Dar nu înțeleg de ce nu vă duceți la poliție, cum? Să le spun că în cadrul firmei se află un delapidator? Exact. N-aș putea face așa ceva fără știrea domnului Fairday. N-ar fi corect. Oh, e colosal. Sunteți un om foarte onorabil, loial chiar și în fața unei amenințări cu moartea. Colosal. Vă mulțumesc pentru apreciere. Da, de ce? Domnule Penfield, mă angajați deci pentru a vă apăra viața și a vă transporta pe dumneavoastră și dovezile fraudei la domnul Fairday de azi, în două zile. M-ați înțeles foarte bine. Cât despre onorariu... Vai de mine, bineînțeles. Plătesc cu bani lichizi chiar acum. Poftim, $2000. Da, vreau să zic că... O, frumoasă sumă. E în regulă, domnule Penfield. $2000 pare un onorariu rezonabil. Pune un certar bani aici. Bun. Următoarea problemă cred că ar fi cea a copiilor după dovezile fraudei. Unde le-ați ascuns? Le-am la mine. Le-ați avut tot timpul asupra dumneavoastră?
Mi s-a părut că așa ar fi în cea mai mare siguranță. Să nu repede, dar sunteți uluitori. Tipii din lumea interlopă n-ar fi trebuit să angajeze un ucigaș. Credeți? Nu sunt convins. Ar fi fost suficient și numai un simplu hoț de buzunare. Se pare că aveți dreptate. Vă rog. Dați-mi hârtiile să le pun la păstrare în siguranță. Da. Poftiți. Cred că așa e mult mai bine. Da, desigur. Așa. Să le punem și pe asta aici în sertar. Acum, domnule Penfield, mai am o întrebare. Spuneți-mă, ați spus cuiva ceva despre cele descoperite de dumneavoastră? Nu, nimănui. Precis? Foarte precis. Gândiți-vă bine, viețile lor s-ar putea să depindă de asta. Repet, n-am spus nimănui. Poate soție. Nu sunt însoțit. Sau secretari. Nu am secretar. Ok. Acum că... Da, mă scuzați pentru un moment. Trebuie să răspund la telefon. Alo? Da? Cum? Unde e Max? Da. Vă rog să reveniți peste o oră. Stați, vă rog, dar ce căută la toaletă? V-am spus că e de frică. Ce este? Înăuntru. Da. Înăuntru e un om mort. Stați puțin, vă rog. Vă rog, luați loc. Știu foarte bine. Așa, acum luați o țigare. Uitați, băgați-o în gură. Așa, o clipă să vă dau și foc. Hop, așa. Bravo, foarte bine. Știu, înăuntru e un mort. Mi-a spus foarte bine. Cum știți? Da, pe cum știu? Vă explic eu imediat tot. Nu înțeleg ce să-mi explicați. Cine e? Cine e acolo? Da. Detectivul. Care detectiv? Max Aachen. Dar Max Aachen ești dumneata! Stai, nu te mai agita atât, da? Altfel să știi că te găuresc cu cele 6 gloanțe din revolverul ăsta. Aștept o explicație. O veți avea. Ați avut dreptate, domnule Penfield. Eram în stația de metrou azi dimineață, suficient de aproape ca să aud că v-ați programat această întâlnire. După ce ați părăsit cabina telefonică, am aruncat o privire asupra cărții de telefon. O lăsați deschisă la pagina cu detectivii particulari și numărul de telefon ca și adresa lui Max Aachen erau încercuite. Să știți că e un obicei urât să scrii pe cărțile de telefon, mai ales la telefoanele publice. Domnule, dacă nu ești Max Aachen și îmi dau seama că nu ești, atunci cine ești? Mai ai puțină răbdare. Deci, după ce am aflat cu cine ai vorbit și la ce adresă, nu mi-a mai rămas altceva de făcut decât să vin aici și să mă dau drept dumneata. Aachen mi-a deschis, iar eu l-am ucis. Ți-am spus doar că e ușor să ucizi. Ești un criminal. Calmează-te, domnule. Odată ce l-am scos pe adevăratul Aachen din circuit, tot ce aveam de făcut a fost să vă aștept și să mă dau drept detectivul pe care îl căutați. Bine, dar de ce? De ce? De ce? Am avut toată discuția asta atât de lungă. Da, de ce? Vezi, dumneata, domnule Penfield, misiunea mea nu era numai să vă împușc. Domnul Larrabee și patronii mei au insistat să încerc să aflu și ce dovezi ale fraudei dețineți. Și trebuie să recunosc că nici nu mă așteptam să mi le furnizați atât de ușor. Ticălosule, dar nu vrei să mă omor și pe mine? Bineînțeles, domnule Penfield. După cum ziceam, să ucizi e ușor. Ați ascultat Să ucizi e ușor, de Robert Lopresti. Traducerea Ligia Ivan. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Aachen, Mircea Albulescu; Otis, Silviu Stănculescu; redactor, Georgeta Răboș; regia tehnică, Ioana Teodorescu și Viorica Liche; regia de studio, Mihai Barta;
Regia muzicală, Nicolae Nagoie. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Leonard Popovici. Thank you.